Președintele Klaus Iohannis este un tip care nu vorbește prea mult și, în comparație cu predecesorul său, Traian Băsescu, nu prea gustă băile de mulțime, iar vizitele sale în teritoriu sunt destul de rare. Cu toate acestea, Klaus Iohannis a fost în județul Hunedoara, în stațiunile montane din Valea Jiului, în vizite private, dar este așteptat să poposească și în comuna hunedoreană Vața de Jos, la începutul lunii viitoare. Președintele a fost invitat de către cunoscutul taragotist Pera Bulz să îi viziteze locurile natale. A spus Pera, zice, am să vin la Vața, dar n-a mai venit, n-a reușit, n-a mai avut timp. Dar sperăm că va veni odată și va pune la punct și stațiunea aia. Poate va fi o surpriză pentru mine. Până una altă mi-a dat meritul cultural clasa 3-a și îi mulțumesc și pentru aprecieri. Și munca mea răsplătită de o viață de 70 și. Așa că așteptăm să fie din ce în ce mai bine și să vină și alți președinți să le mai cântăm. Pera Bulz a fost declarat tezaur uman viu de către UNESCO, fiind una dintre foarte puținele persoane de pe Mapamond care deține acest titlu. Instrumentistul din Vața de Jos, care se trage din familia arhimandritului Arsenie Boca, cel supranumit Sfântul Ardealului, face parte din tripleta de aur a taragotiștilor români, alături de Dumitru Farcaș și Luca Novac. Născut pe 2 august 1946, Pera Bulz va împlini la începutul lunii viitoare vârsta de 72 de ani și îl așteaptă pe șeful statului, Klaus Iohannis, în localitatea sa natală, Vața de Jos.